Bună ziua, Alin Vlad este numele meu, sunt account manager în cadrul XTB România. Vă urez bun venit la un nou seminar teoretic. În primul rând vreau să vă întreb dacă vedeți ecranul prezentării și dacă mă auziți ok. Perfect, putem să mergem mai departe. Astăzi vom vorbi despre indicatorii de trend. O să fie un seminar teoretic, așa că vă rog să aveți răbdare, să nu o să fie plictisitor, o să încerc să-l fac pe cât de interactiv pe cât posibil. Indicatorii de trend, vom vorbi despre ce sunt ei, cum se clasifică, ce caracteristici are fiecare în parte, cum îi putem utiliza în avantajul nostru și o să avem și câteva exemple grafice. Să începem, dacă totul este în regulă. Ce reprezintă un indicator? Practic, un indicator tehnic reprezintă rezultatul unor calcule matematice ce sunt bazate pe indicii de preț sau de volum, sau pe ambele, inclusiv pe preț și pe volum. Valorile obținute sunt folosite pentru a prognoza posibile modificări ale prețurilor. Cam asta înseamnă un indicator tehnic în principiu. Și ei se clasifică în mai multe tipuri de indicatori tehnici. Sunt indicatorii de volum, mai sunt oscilatorii și indicatorii de trend. După cum putem observa, indicatorii de trend pot fi medii mobile, medii mobile exponențiale, benzile Bollinger și parabolic SAR. Acestea sunt și cele patru pe care noi le vom aborda astăzi. Prefer să abordăm doar câțiva indicatori, pentru că mie îmi place ca lucrurile făcute să fie mai bine, în sensul în care dacă am abordat 10, nu am avea timp să ne focusăm pe fiecare în parte și informația oferită ar fi mult prea mare și nu am înțelege mare lucru. Așa că mai bine lucruri mai puține și mai bine făcute, din punctul meu de vedere. Mediile mobile simple vom începe cu acestea și cele exponențiale vom ajunge la ele. Sunt niște indicatori de confirmare de trend, însă nu au capacitate de predicție. Ei practic sunt niște indicatori întârziați, ce se mișcă odată cu modificarea prețurilor. După cum putem observa, sunt des folosite și în cadrul altor indicatori tehnici și în cadrul sistemelor de tranzacționare. Și sunt mai multe tipuri de medii mobile, cum ar fi media simplă, mobilă, care se calculează ca fiind valoarea medii aritmetice a prețului pe o anumită perioadă de timp. Destul de simplu până aici. Ar mai fi media exponențială, Exponential Moving Average, EMA, o găsiți și în platforma noastră XStation. Aceasta, diferența ar fi că este ponderată și se bazează, are importanță mai mare ultima perioadă de timp ce este luată în considerare. Și practic influența primelor perioade este mai mare, inclusiv ultima. De asemenea, mai este light weighted moving average, care este o medie ponderată de asemenea. Și diferă față de cea simplă, în sensul în care are o influență diferită pe fiecare perioadă în parte. După cum v-am spus, este o medie ponderată. Cam acestea ar fi mediile mobile. Cum anume le interpretăm și ce caracteristici au ele? Mediile exponențiale, spre exemplu, au o pondere mai mare acordată datelor recente, după cum v-am spus ceva mai devreme. Reduc întârzierea prezentă în mediile mobile simple și cu cât numărul de perioade folosite este mai redus, ultimele cotații primesc o pondere mai mare. Ei bine, trebuie să fim atenți în momentul în care ne selectăm numărul de perioade pe care vrem să punem acea medie mobilă, să fie și în concordanță cu tipul de grafic pe care ne uităm.
respectiv dacă ne uităm pe un daily sau pe un intraday, să fie cât de cât apropiat și să ne poată da o direcție cât mai bine interpretabilă. Cum anume se utilizează ele? Pe graficul nostru, cel prezentat pe ecran, le vedem pe toate trei. Cu galben este media simplă, cu roșu este media exponențială și cu verde este cea light-weighted moving average. Poate fi utilizat ca indicator de trend. De asemenea, poate fi folosită în paralel cu alți indicatori pentru sisteme ce se bazează pe tranzacționarea pe direcția trendului curent. De asemenea, pot fi folosite ca linii de suport și rezistență, precum toate mediile mobile pot fi folosite în acest sens. Și poate fi folosită și pentru generarea de semnale de deschidere de poziții. Ei bine, asta în momentul în care le folosim împreună, în momentul în care se intersectează o medie mobilă pe termen scurt cu o medie mobilă pe termen lung, spre exemplu, poate fi un semnal. Semnalul este de cumpărare sau vânzare în direcția mediei mobile mai rapide, în sensul în care o ia și media mobilă mai rapidă, în acel sens intrăm și noi în tranzacție. Cam așa se interpretează aceste medii mobile. O să mergem și mai departe la benzile Bollinger, un alt indicator de trend. După cum putem observa, benzile Bollinger combină doi indicatori, fiind vorba aici de o medie simplă mobilă și de devieța standard. E formată din trei linii, în mijloc media mobilă și o bandă superioară și una inferioară la distanțe, după cum v-am spus, folosind deviația standard. Este configurabilă, ea standard în platforma noastră vine cu un număr de 20 de perioade și un număr a deviațiilor standard de 2 și arată în felul următor pe graficul nostru. De asemenea, cum se interpretează ea și cum o putem utiliza? Putem să vedem și pe imaginea cu graficul nostru pe euro-dolar ce a fost captată chiar astăzi. Îngustarea intervalului, care este încadrat de benzile Bollinger, apare ca urmare a scăderii valorii de viații standard. E bine, această îngustare, pe care o observăm chiar în partea aceasta superioară a graficului nostru, precede de obicei o creștere puternică a volatilității, ceea ce s-a și întâmplat chiar pe graficul nostru și putem vedea că a fost de asemenea un semnal de tip short. Cum anume mai puteam confirma acest semnal de tip short? Ei bine, după cum v-am spus și mai devreme, benzile acestea pot fi folosite și ca nivel de suport și rezistență. Și putem observa în această zonă că banda inferioară a fost străpunsă. Bine, acesta ar fi un semnal de tip short. Și după cum putem observa, el a fost și confirmat. De asemenea, pot fi folosite și ca indicator de inversare. Nu este cazul pe graficul nostru. În momentul în care ar avea loc o spargere, adică ar fi străpunsă una dintre linii, oricea superioară, oricea inferioară, și ar avea loc și o revenire între benzile Bollinger, atunci ar fi un semnal de inversare a trendului. La noi nu a fost un semnal de inversare, ci de continuare. Chiar dacă a avut loc o scurtă revenire, a fost urmată de o lumânare ce a străpuns încă o dată și mai puternic banda inferioară. Cam asta ar fi cu benzile Bollinger. O să mergem un pic mai departe către Parabolic SAR. Parabolic SAR e unul dintre cele mai populare instrumente de analiză tehnică. Cum arată el? Ei bine, el e format din puncte mici, care formează o linie punctată
poate fi de asemenea folosit ca nivel de suport și rezistență. Ele similară mediilor mobile, doar că e un pic mai accelerată mișcarea și își schimbă și poziția în funcție de preț. O să vă arăt și un grafic cu parabolic SAR, de asemenea captat ceva mai devreme, tot pe aceeași pereche valutară pe euro-dolar. Cum anume se utilizează el? În primul rând, vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră știți de la ce vine denumirea de SAR? Ok, o să vă răspund tot eu. SAR vine de la Stop and Reversal, exact ceea ce și face indicatorul. Adică ne arată momentul de închidere a unei tranzacții, a unei poziții și de deschidere a unei alte poziții, însă în sens opus. Exact ceea ce s-a și întâmplat pe graficul nostru. În momentul în care punctele sunt sub graficul nostru, sub linia trendului, este un semnal de tip buy. În momentul în care ajung deasupra graficului, este clar un semnal de tip short. Și ne oferă astfel o inversare a pozițiilor noastre. Ok, acest parabolic SAR, pentru rezultate optime, el normal se recomandă și utilizarea oscilatorilor care pot arăta o posibilă divergență. Nu puteți să vă bazați pe un singur indicator, asta e clar. El e simplu de utilizat. În principiu, după cum v-am spus, în momentul în care punctele sunt în partea superioară a prețului instrumentului, este semnal de tip short. Când sunt în partea inferioară, este semnal de tip buy. Inversarea punctelor, pentru că v-am spus că el asta presupune identificarea pozițiilor, momentelor de închidere a tranzacțiilor și de deschiderea unor noi, însă în sens contrar, are loc atunci când lumânarea instrumentului atinge ultimul punct. Atunci, punctul, după cum putem observa și aici, a fost mutat deasupra și a început un trend descendent. Cam astfel se utilizează parabolic SAR. Nu e deloc greu de utilizat. Dacă aveți ceva întrebări în legătură cu acesta, vă ascult. Ok, cam asta am avut de prezentat astăzi. O să facem un scurt rezumat, cam ce am discutat pentru cei care au venit ceva mai târziu. Am discutat despre indicatorii de trend, respectiv mediile mobile simplă, medie mobilă exponențială, benzile Bollinger și parabolic SAR, toate fiind indicatoare de trend, de asemenea toate au câteva caracteristici se aplică la ambele. Pot fi folosite ca suport și rezistență. Sunt indicatoare de trend, ne arată o direcție a prețului. De asemenea, aici e vorba doar de mediile mobile și de benzile Bollinger. În momentul străpungerii liniei respective este un semnal de buy sau de vânzare. Pentru parabolic SAR, inversarea punctelor de sus în jos sau de jos deasupra prețului sunt semnale de intrare într-o poziție, de inversarea poziției inițiale. Și de asemenea, ce nu am menționat pentru parabolic SAR ar fi faptul că el se folosește, ne indică și nivelul de închidere a tranzacției. Practic, în momentul în care noi intrăm într-o tranzacție, fie ea de buy sau de sell, este recomandat ca pe măsură ce avansează trendul acela pornit
noi să și mutăm stop loss-ul odată cu trendul. Adică dacă e într-o tranzacție de tip buy, să mutăm stop loss-ul din ce în ce mai sus, tocmai în ideea de a putea aștepta o inversare a poziției și să ne protejăm în acest fel pentru a putea deschide o nouă poziție de tip sell când va fi momentul. Cam asta a fost seminarul de astăzi. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, puncte pe care nu le-am atins, o să primiți înregistrarea evenimentului, de asemenea și prezentarea PowerPoint, dacă o doriți. O să închei cu avertismentul clasic și pentru cei care doresc înregistrarea și prezentarea, îmi pot scrie un e-mail pe adresa pe care o aveți pe ecranul dumneavoastră. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc pentru atenție. Alin Vlad este numele meu. Mi-a făcut plăcere. Vă așteptăm și mâine la un nou seminar. O zi frumoasă. La revedere!